mulțumesc special de gazda noastră din această zi, de domnul președinte. A ținut într-un mod deosebit să vină un ansamblu profesionist care să evolueze pe scenă și să arate creștinilor, să arate tuturor copiilor, tuturor gospodarilor, cam cum pun în scenă profesioniștii jocuri tradiționale cândva purtate sau purtate și în zilele noastre la curțile gospodarilor, bineînțeles la curțile celor care își permit să plătească asemenea evoluții artistice. Vreau să vă spun că alaiul caprei, în adevăratul sens al cuvântului, este mai simplu. Dar jocul căiuților presupunea ca în curtea gospodarilor să fie prezentă și o mică orchestră. Nu orice gospodar își permitea să invite alaiul căiuților. Pentru că, na, ca să plătești 25 de oameni, cam greu. Nu mai vorbim de jocul ursului de pe Valea Trotușului, care este celebru în lume și care presupune prezența pe scenă a cel puțin unei măști care este confecționată dintr-o piele autentică de urs. Invit în scenă, în aplauzele dumneavoastră, pe colegii mei de la ansamblul Plaiul Băcăoane din Bacău, bineînțeles, sub agheta colegului meu, coregraf, maestru Robert Costrovanu. Am să fac precizare pentru cine nu mă cunoaște că directorul acestui ansamblu suntem toți. Toți suntem șefi, toți dăm cu mătura, toți slujim la acest ideal, la această statuie, la acest monument de cultură care poartă numele tradiție și cultură populară. Ansamblul Plaiuri Băcăoane.
Păi și acum manifestăm și amenim să mă urăm. Căci pe când trăiau bătrânii să pășea pâinea minunii, era mai mititel de mă purta dar la chien. Era căl și ea nu mai grea mama cu mâncare. Că dușeam voi la jur, tata mădea pe din drum. Căci așa era pe atunci cu peni și cu putuși. Sfântă-i braț la plugului, noi trăim pe urma lui. Și iar veni între băi, dragi spreți de băi! Să-și mă iubim. Iar la timp când venim, să ne dăm și să vă găsim.
fost pentru moldoveni, a fost pentru dragii noștri părlădeni, ansamblul Plaiuri Bătoane. Moșu, prin bătrân, gârbovit și obosit, m-a rugat pe mine ca pe lângă Sfintele Daruri, oferite copiilor, să ne ofere și un dar muzical prin George Cotocărescu!
Flore talbe, flore de măr,
Să vă mulțumim.
astăzi alături de noi, în speranța că vom aduce în inimile dumneavoastră o amintire frumoasă în plus. Nu dorim altceva decât să ne mai aplaudați de 100 de lei, să ne spate motorina, că am venit cu 3 mașini. Mulțumesc tare mult! Mai trebuie? O să cântăm împreună. Este un cântec foarte, foarte frumos, poartă numele de balada Frunzei purtată de vânt. Dar toți românii îl știu ca Rău mă dor, ochii mă dor de lumina vârlădenilor. Cântăm toți, da? Rău mă dor, ochii mă dor de lumina stelelor. Rău mă dor, ochii mă dor de lumina stelelor. Și mă Cântă cu bucul patră-n vina, te răsună.
Sănătoși!